Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La un moment dat, în România, cred că s-a mai terminat asta, nu sunt sigur, dar și prin unele țări din jur, polițiștii te trăgeau pe dreapta și îți inventau o contravenție ca să iau o șpagă. Și credeam că lucrurile astea au dispărut, când iată ce găsim noi pe pagina de Facebook Călător în Bulgaria. Există o pagină de Facebook Călător în Bulgaria, Travel, nu știu ce, Călător în Bulgaria. O doamnă scrie așa: s-a mai confruntat cineva cu următorul abuz al polițiștilor bulgari? Mă întorceam pe 1 mai din Bulgaria. În apropiere de Rusia, am fost trasă pe dreapta de un echipaj de poliție. Mi-au cerut dovada că am plătit vinieta, m-am conformat, dar aici este surpriză. Mi-au spus că n-am plătit vinieta corect și m-au amendat cu 70 de euro. A plătit-o incorrect. Trebuia cash și a plătit-o cu cardul sau cum? Băi, o prostie. Toată lumea plătește vinieta la graniță. Știi, da, traversezi acolo, te duci, se poate plăti, acum se mai se plătește și online. Ultima dată când am trecut, am plătit online. Dar, aparent, aici erau niște polițiști puși pe șpagă. Doamna povestește în continuare: n-am vrut să plătesc, dar mi-au zis că în condițiile astea nu pot să plec mai departe și îmi rețin actele. Am plătit până la urmă, n-aveam chef de ceartă cu ei, mai ales că nu vorbeau decât bulgară, dar îmi dau seama că este un abuz maxim. Vreau să știu dacă am greșit undeva sau am fost pur și simplu țepuită de niște organe cu mult zel. Apropo, n-au încheiat niciun proces verbal, mi-au dat doar amendă pe un bon scris de un aparat de taxat, cred că m-au fraierit maxim. Pe și mai scurt, erau trase pe dreapta și alte vehicule cu număr de România, mai scrie această doamnă. Deci, întrebare. Sunați-ne și povestiți-ne cazuri la 0372069599. Frate, ați dat șpagă la polițiști, deși era clar că e o contravenție inventată? Dacă da, când, unde, cum s-a întâmplat, care, și în România sau în altă țară? Erau faimoase într-o vreme asta cu bulgarii, credeam că s-au mai potolit, dar aparent au luat-o de la capăt. Uite ce mai zice cineva în comentarii. Zice: am pățit și noi anul trecut același lucru, deci în Bulgaria truc cu vinieta. Ne-au oprit și amendat sub pretextul că am circulat fără taxă de drum, vinieta fusese plătită la vamă, le-am explicat lucrul ăsta, nu vorbeau română, nu înțelegeau engleză, ne-au explicat prin Google Translate. Vinieta urmea să fie valabilă la 2 ore după ce am intrat în țară. Precizând că la dânsii și săptămâna începe sau se termină diferit, pe vinietă scria că intră în vigoare după ora 10, noi la 8 am intrat în țară, deci o vrăjeală totală. Băi, sunt foarte buni. Sunt foarte deci buni. Nu ei intră în vigoare peste 2 ore. Ei la famă și trebuie să mai aștepți 2 ore. Amenda, tată. 70 euro, tată. Băi, sunt foarte buni, jur că sunt foarte buni. Eu am pățit-o cu mulți ani în urmă în Muntenegru. La 2 dimineața mergeam pe malul lacului Kotor și mă trage, era o beznă, frate, totală. Și mergeam cu toate, adică nu mergeam cu fază lungă, dar aveam și farurile de ceață aprinse, rămăseseră aprinse, așa era mașina. A apărut, a sărit într-un tufiș un polițist muntenegrean, avea o paletă de aia rotundă așa cu, știi, scria stop pe parte. Da, da, da. Cum aveam noi când făceam la școală la trecerea de pietoni. Și bulgarii mai avea. M-a tras pe dreapta, prin semne mi-a explicat că e nasol de tot, că merg cu farurile de ceață și asta e amendă. Bine, moșule, am zis, amendă cât e? 50 de euro. Dar zice, pe loc e jumătate. Zic, bine, hai să plătesc pe jumătate. Îmi dai chitanță? Nu, zice, că nu e așa, trebuie să te duci să cumperi timbre de la poștă, poșta e închisă. Zic, hai să facem așa, tot prin semne totul. Îți dau eu ție 25 de euro și plătești tu, e bine? Extraordinară ideea am avut. Am bățit același lucru în Turcia, acum foarte mulți ani, tot pentru farurile alea, așa. Da. Și s-au, deci s-au învârtit 2 minute în jurul mașinii să-mi găsească ceva. Știi, m-au oprit, era noapte, 3 noapte, da, 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 ceva exact de genul ăsta. Și mi-au scris, mi-au zis că amendă, gata, amendă orice ar fi. Și mi-au scris-o, știi, și mi-au arătat-o. Și zic, nu e nicio problemă, unde pot să o plătesc? Zice, acum, nu. No. Zic, nu plătesc acum, nici n-am bani la mine. Nasol. Și s-au uitat așa și zic, la bancă pot să o plătesc? Nu prea. E complicat, hai, înțeleg? La noi. Și până la urmă am ales să o plătesc la bancă, evident că a doua zi m-am dus la bancă să plătesc. Așa? Nici o bancă din țara aia nu mi-a luat banii pentru că nu era amendă. 0372069599, vă așteptăm cu povești. Dacă ați dat vreodată, ați fost obligați practic să dați șpagă la polițiști, dacă vi s-a cerut pe față șpagă la polițiști undeva, în România sau în alte țări, unde, cum, astea sunt poveștile. Cu vinieta aia bulgărească, înțeleg că acolo este un truc, că dacă ei pe weekend, cum e, Luca? Da, se pare că e o particularitate a vinietei de weekend din Bulgaria. Uite, ne-a scris cineva o explicație foarte documentată. Zice așa: am pățit cu vinieta la ruse, dar au avut dreptate. La mine diferența a fost de 30 de minute. Bă, vinieta intra în vigoare la ora 12, eu am intrat la 11. Am plătit cu cardul 75 de euro, iar pe extrasul de card a apărut BG Toll, cum este asta, da, de vinietă din Bulgaria.
Adrian din Otopen este semnatarul și continuă. Mi-au arătat și poze cu mașina, cu data și ora și vorbeau engleză. Deci atenție la vinieta de weekend. Ea intră în vigoare vinerea la miezul zilei, la ora 12. Cum mai bine intre? Vă luați pe o săptămână. Dar de ce nu intră în vigoare când o cumperi? Nu, pentru că este, dacă are un tarif special, e vinieta tarif de special, weekend, e alegerea ta. Și pe urmă mai zice, vineta am cumpărat-o online și am verificat acolo cu ei ora. Deci au avut dreptate. Am verificat și pe Google History și așa era. Am intrat în Bulgaria la 11 și jumătate. S-a întâmplat aici, la o săptămână după ce am intrat în Bulgaria, după ce m-am întors din Grecia, controlul. Eu credeam că doamna de ne-a spus inițial, de a scris de unde-i citatul, a cumpărat-o și intra peste două ore, că atunci n-avea sens. Uh-huh. Dar dacă era vinietă de weekend e clar, și ai cumpărat-o înainte și ai intrat înainte de ora de miezul nopții, e logic. De miezul zilei. Miezul zilei. Deci începe vinerea la 12. Când începe ziua, în miezul vinerea zilei. La 12, așa au stabilit bulgarii. Păi, ăștia sunt aia care zic nu și fac așa din cap. Da. Hai să vorbim cu Eugen. Bună dimineața. Salut, Eugen. Salut, bună dimineața. Salut. Am pățit și eu același lucru. M-au oprit. M-au spus că n-am avut o vinetă de data trecută când am intrat în Bulgaria. Eu spus, domnule, am avut sigur. Și am descoperit că, de fapt, era foarte aglomerat. Mergeam la schi, era foarte aglomerat în vamă la Rovineta acolo. N-am putut să intru pe internet, nu s-a întâmplat. Și am luat-o din prima benzinărie. În schimb, prima cameră m-a luat. Și mi-a explicat, domnule... Și câți kilometri erau? Adică ce distanță era totuși? Era 2-3 kilometri. Era prima benzinărie. Că și în prima benzinărie de lângă vamă era super aglomerat. Și m-am oprit la următoarea. Am luat tot ce mi-a și mi-au spus oamenii, domnule, tot la fel vorbeau engleză, am plătit cu cardul, asta e, 75 de euro costă distracția asta, în loc să plătești. Deci au pus camere la intrare, pe la ruse, pe unde a intrat? Da, pe la ruse, da. Au pus camere, nu era cameră, înainte deci puteai să mergi, puteai practic, puteai, traversai ruse și te duceai în bucata asta, pe centura aia, puteai să cumperi rovinetă de la orice benzinărie. Da, ei, nu mai e așa, acum... Da. Pare că e bine de știut, Eugen, mulțumim. Da, mulțumim. Uite, mai aflăm lucruri. Da. Gabriel, bună dimineața. Bună, Gabi. Bună dimineața. Salutare. Eu am pățit o bănuială tot în Bulgaria, asta iarnă. Da. Am avut așa o bănuială că lucrează cu băieții de la Ghereta acolo pe dreapta, cum intri în senatoriul ăla. Da. Am plătit, mergeam spre Grecia, am plătit o vinietă pe o săptămână. Am mers toată Bulgaria, m-am întors după 3 zile, cred că, deci nu era vorba de expirat. Numărul meu la mașină este cu SV. Da. Și mi-au scris ăla, eu n-am fost atent pe bon, și mi-a scris pe rovinietă București și numărul mașinii corect al meu. Da, eu m-am uitat, am pus-o în torpedoș, când m-am întors exact în vamă să trec înapoi în România, m-a oprit. Hați! Și hați, dar nu știam de ce, care era, zic, am rovinietă, cum să n-am rovinietă, că am plătit... De o săptămână, am stat 3 zile, am fost până în Grecia, înapoi, nu, că n-ai rovinietă. Ai bulgar vinietă. Se uite, mi-arată pe bon. Da. Și îmi spune, bun, și ce fac acum? Zice, 50 de euro costă, să plătești acum, amendă. Da, tot acolo la ghișeul ăla sunt și niște automate și poți să-ți trăiești singur numărul mașinii. Da. Sunt și în limba română, și în engleză, și în bulgărește, și în toate limbile pământului. În ultimul timp cumpăr online. Uite, eu acolo am plătit, știi, ca să fiu sigur că toate detaliile sunt... Exact. Sau online, cum zici tu. O să mă uit exact la oră, la astea, că ăștia sunt și înapoi, frate. Cristian, bună dimineața! Salut! Salut! Bună dimineața, mic! Bună dimineața, băieți! Mi s-a întâmplat acum câțiva ani în Slovenia. Mă duceam în Italia, am cumpărat vinieta la intrare și, dacă știți, pe anumite porțiuni de autostradă se îngustează, se intră pe o singură bandă, fix cu acel pistol pentru a verifica Slovenia. Toate bune, m-am dus în Italia și când să mă întorc la intrare în Slovenia, mi se îngustează din nou autostrada pentru controlul la vinietă și mă opresc, vin să-mi facă poze, stăteam liniștit. Eu aveam un buzunăraș în partea dreaptă a parbrizului, de teama că să nu o pun, că nu mai dezlipește pe parbriz. Da. Am pus acolo, în acel buzunăraș. Nu știam de ce îmi făceau poze și vine la mine una dintre doamne, o polițistă, și mi-arată un proces verbal în românește, că n-am vinietă, și zic, poftiți. Uite aici. I-am scos vinieta, da, am scos bonul, că l-aveam, și spune nu, și mi-arată pe procesul, pe acea hârtie tradusă, că vinieta trebuie lipită pe parbriz de la oglindă, în partea stângă până jos. Era valabil asta în majoritatea țărilor pe vremuri. Așa e. Și da, în Germania. Dar eu, de teama de a nu lipi, am pus acolo. Dar și ți-au dat amendă că, ți-au dat amendă că nu era lipită? Da, 300 de euro. Băi, băiatule.
Da, deci, da, știu și eu asta, cu și... pe vremuri, da, și eu trebuia să aveam parbrizul plin de etichete de astea, le lipeam peste, dar credeam că s-a terminat. Și de asemenea, le lipeam eu așa, că eram mai catolic decât papa, dar m-am gândit, bă, totuși, dacă să le port o fel, nu cred că dacă... între geam și marginea aia, dar nu... Nu mi-așa, ca să nu le lipesc. Era ca valiza, știi, cu cât mai multe abțibil dureai din locurile care ai fost în lume, te simți bine că ai călătorit. Nu le lipeai de haine? De haine? Da, deslipeam aia, aia de Bulgaria. O dădeam un pic așa pe tricou, ca să ia puțin, ca să ia puțin scame și să nu mai fie la fel de adeziv, de puternic adeziv. Uite, mă, ce băiat de ștept. Serios? Da. Băiat de ștept, bravo. Am învățat și eu de la alții, mai mari. Tavi, bună dimineața. Alo. Bună dimineața, băieți. Salut. Confirm și eu cele spuse înainte cu data intrării în funcția acelei viniete. Eu am primit amendă în Bulgaria pe o intrare cu un an în urmă în care am plătit la vreo 2-3 km de la graniță, de la acea benzinărie. Uh-huh. Legea în Bulgaria spune că trebuie din momentul în care ai intrat, ai trecut granița, să ai vineta plătită. Așa e logic. M-am certat într-adevăr. O, așa e logic, dar dă un colo de treabă. Nu pui tot cameră în 2 metri din graniță când poți să iei și la... Legea. Dar atenție, am plătit cu cardul, iar banii se duc unde trebuie. La noi nu știu ce se întâmplă. Băi, uite, o idee pentru un antreprenor român cu cunoștințe pe la autoritățile bulgărești, mă gândesc. Așa. De ce nu face nimeni un ghișeu de ăsta pe teritoriul românesc, înainte de pod aici la Ruse? Da, nu știu dacă e legal să vinzi păi de asta vinete zic, un antreprenor român cu cunoștințe la autoritățile bulgărești. Da. Și poate ar face chestia asta, nu, știi? Nu, că e o problemă, că e ghișeul chiar acolo lângă și poți să cumperi și online, sunt și automate. Dar ideea că pui cameră în buză, mi se pare așa, chestie. Să vânezi, să, mi se pare chiar vânătoare. De ce e imposibil să faci un automat? Că tu poți să vinzi, dacă automatul ăla este conectat la site-ul BGTOL sau cum așa, practic tu poți să cumperi aia, cum o cumperi online, poți să o cumperi de oriunde. Habar n-am, dar problema ta e că e înainte sau după graniță imediat, din moment ce oricum este acolo. Ideea e că nu e, adică oamenii au fost ok, au fost și instituții și au cumpărat vinieta, dar nu au vrut să stea la coadă acolo unde era tot omorul și au cumpărat 2 km mai încolo. Vinieta e plătită. Asta e doar o șmecherie. Adică, ai făcut ce trebuia făcut, nu? Ai dat banii statului bulgar. De asta spun că este o porcărie, o vânătoare. Adică el te amendează chiar dacă ai dat deja bani. Așa e. Între timp vin mesaje, s-a deschis un nou front de discuție cu Austria. În Austria, că este în continuare valabil asta cu lipitul vinietei, obligatoriu în parbriz, dar și cineva și explică astea adezive au o folie care nu permite citirea automată și de aici obligativitatea lipirii. Aha. Austriecii ăștia au o grămadă de probleme. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.